Slava Domnului, mărturisire pentru toți cei ce fac lucrarea Domnului. Domnul mi-a arătat într-o seară în biserică că noi oamenii nu facem lucrarea pentru noi. Mi-a arătat într-o seară când am fost la biserică că noi facem lucrarea pentru îngeri, pentru îngerii Domnului. Mi-a arătat un stadion plin de îngeri și după aceea mi-a arătat în biserică, biserica plină de îngeri. Între timpul ăsta vorbeam cu Cosmina, cu nevastă mea, și spuneam să cânte. Și între timp ce vorbeam cu ea, după ce am vorbit cu ea, mi-a arătat stadionul de îngeri și apoi mi-a arătat biserica plină. Și i-am spus să cânte, că ea nu cântă oamenilor, ci ea cântă îngerilor și lui Dumnezeu. Trăiască numele Domnului pentru cei ce fac lucrarea Domnului. Aș dori din toată inima să facă din tot sufletul, pentru că lucrarea aceasta nu este a noastră, ci este al Domnului. Trăiască numele Domnului în veci de veci. Acum. Da. Mulțumim Domnului pentru tot ce face pentru noi pe acest pământ, pentru că dintre mii și mii de mii ne-a ales ca să putem să-i dăm slavă, cinste, glorie și mărire. Slăvit să fie Dumnezeu atunci când ne ridicăm în numele Domnului Iisus Hristos, care ne-a creat pe acest pământ. Să ne ridicăm în numele Lui și Domnul ne va da putere pe acest pământ. Să lăudăm dintr-o inimă bună, sinceră și curată. Și Domnul coboară cu putere și Domnul își va face lucrarea desăvârșit. Trăiască Domnul care este viu și lucrător în veci. Amin.